Salut, salut! O să vă arăt astăzi cum se pot recupera datele de pe un hard disk defect. Care este problema? Pur și simplu nu mai este văzut de sistem, nu mai învârte deloc, se aude doar un bâzâit la început, dar nu face nimica. Părerea mea e că capetele, care două, modelul ăsta are două capete, sunt lipite, pur și simplu au rămas blocate pe platan, pe disc. Și o să-l desfacem. Are 6 șuruburi cu torxuri. Nu cred că se văd, dar sunt foarte mici. Torx T6. O să folosim o șurubelniță cu Torx T6. Și mai este și unul aici. Dacă vă apucați de așa ceva, trebuie să lucrați într-un mediu destul de curat. Pentru că cu cât mai puține particule, cu atât mai bine. Aveți șanse mai mari de reușită. Eu am luat aici o lamă de bisturiu. Să-i facem aici, să-i scoatem colantul acesta. Ca un fel de sigiliu aici, mai este un șurub. Al șaptelea șurub. Așa. Bun. Și acum o să încep să le dau jos. Secretul e, cu cât e mediu mai curat, cu atâta aveți șanse de reușite mai mari. Vedeți că și-a dat drumul. Vedeți exact cum v-am spus. E blocat pe platan.
Dacă vedeți vreo particulă pe el sau vreun... Dacă vedeți vreo particulă, îl lăsați așa. Vedeți, aici are un filtru. Când o să înceapă forța centrifugă, o să le arunce de pe... Și e bine acum să-l închideți cât mai repede. Hardiscul ăsta nu mai va putea fi folosit după ce tot ce facem aici e doar să recuperăm informația ce aveam pe el, să încercăm, că nu știu sigur dacă o să reușim. Dar după aceea nu mai poate fi folosit. Hardiscul ăsta e compromis și va trebui înlocuit. Merge. Mission accomplished. Axel. Returning to base. We got the data. We got the data. 97, 98, 99. 100%. Recuperăm toate datele.